Începerea ne-a vă spune că pacientul a recunoscut azi dimineață că filmulețul a fost făcut special cu intenții denigratoare la adresa spitalului. Lucrurile s-au desfășurat astfel. Pacientul a fost într-adevăr internat în spital în luna decembrie, a fost externat exact pe 19 decembrie și urmând să revină la control la sfârșitul lunii ianuarie. Lucru care s-a și întâmplat. S-a prezentat alaltă la spital. De fapt, a fost adus de un individ, nu știm exact cine este individul respectiv, nu are niciun grad de rudenie cu acesta, nu e nici vecin, nu știm exact cine este. A fost adus cu mașina, individul a intrat la unitatea de primire urgență a spitalului, a cerut un cărucior, a arătat trimiterea către cabinetul de urologie, i s-a dat un căruț pentru persoane netransportabile, lucru care se întâmplă în mod uzual în toate spitalele din țară. Și a dus pacientul în jurul orei 12, chiar la 12 și câteva minute este înregistrată consultația, în cabinetul din ambulator de urologie, unde a fost și consultat de către medic. După ce s-a terminat consultația, trebuia să ducă pacientul înapoi în mașină și să returneze căruțul în unitatea de primire urgențe. Lucru care nu s-a întâmplat. A ieșit de pe holul spitalului și în loc să facă stânga către UPU, a făcut dreapta printre clădiri, a ajuns în parcarea din fața birourilor, a pus căruțul cu bătrânul între două mașini, l-a abandonat acolo, s-a dat deoparte și a aprins o țigară și a început să-l filmeze. Lucrul acesta a fost văzut de către cei din conducerea spitalului, chiar atunci ieșeau din spital și intrau în direcție. Și normal că i s-a pus întrebări. Ce se întâmplă și ce face acolo? Moment în care acest individ a început să se bâlbâie. N-a zis cu exactitate cine este. Prima dată a zis că e aparținător, că îl are pe bătrânul în întreținere, după aceea s-a răzgândit, a zis că este un vecin, după aceea a zis că este un taximetrist, până la urmă nu ne-am elucidat cu privire la cine era de fapt. L-a abandonat pe bătrân, a spus că l-a adus de la Baltim, dar vrea să-l lase internat în spital. Și după care noi ne-am ocupat de bătrânul respectiv, l-a lăsat acolo. Am chemat pe cei de la unitate de primire urgențe, am făcut o internare bătrânului pentru că nu avea trimitere, nu avea nimic, prin unitatea de primire urgențe la ora 1. L-am internat în secția de reumatologie, unde se află și în momentul de față. Am făcut o sesizare către primăria de domiciliu, către asistentul social, să vedem care este situația exactă a bătrânului.